Încă o femeie a fost atacată de câini în zona Lacul Murii din București. Autoritatea de supraveghere a animalelor a anunțat că doi câini de luptă au sărit pe o femeie care își plimba câinele pe dig. Animalele din rasa Cane Corso scăpaseră din curtea stăpânului și se aflau pe câmp. Femeia a dat dovadă de stăpânire de sine și a scăpat de atac. Câinii de luptă au fost prinși de angajații ASFA. Proprietarul a fost identificat de poliție datorită datelor din microchipul unuia dintre animale.